Inesa s-a trezit în miez de noapte. I se părea că doarme în patul ei de acasă. În ciuda orei târzii, a putut distinge împrejurimile camerei și și-a amintit imediat că se afla într-un azil de bătrâni. I se mai spune și pensiune, un centru gerontologic. A închis ochii și a încercat să adoarmă, dar somnul nu venea. În timpul zilei, încercase de multe ori să tragă un pui de somn. Ce altceva mai era de făcut? Iar noaptea, dormea prost. Dimineața, se trezea obosită, cu dureri de cap. Podeaua rece îi răcorea picioarele. Apoi se strecura sub pătura caldă, se încălzea și adormea repede. Funcționa de fiecare dată. Inesa a aruncat pătura și s-a dat jos din pat, apropiindu-se de fereastră. Felinarul de deasupra intrării principale lumina zona din fața clădirii, aleea acoperită de zăpadă, scheletele întunecate ale copacilor. În depărtare, se vedeau luminile orașului. Undeva acolo se afla casa ei, unde trăise mulți ani, unde își crescuse fiul, apoi îl pierduse. Priveliștea din afara ferestrei i-a provocat Inesei un fior. Ce era acolo de care să-și amintească? Nimeni nu o aștepta acolo. Ea și soțul ei trăiseră bine, erau mândri de fiul lor. El nu făcuse niciodată probleme. A absolvit facultatea, s-a căsătorit, a avut o fiică. A apărut o familie, trebuiau să câștige bani. Împreună cu un prieten, au decis să înceapă propria afacere. De aici a început totul. S-au intersectat în calea cuiva. Afacerea a dat faliment, au intrat în datorii. Fiul a început să bea. Era tolerabil atâta timp cât soția nu-l părăsea. Și apoi, Inesa și soțul ei au încercat totul. Au încercat să-l codifice, să-l trateze. S-a terminat cu moartea fiului lor într-un accident rutier. S-a urcat la volan în stare de ebrietate. Soțul ei a fost profund afectat de moartea fiului lor, iar inima lui nu a putut suporta. A murit din cauza unui atac de cord. Inesa a rămas singură, complet singură. Și-a rugat viitoarea noră să o aducă pe nepoata ei să stea cu ea pentru o vreme. Dar ea a refuzat. S-a căsătorit din nou. Cel de-al doilea soț al ei nu a vrut să audă nimic despre trecutul ei, cu atât mai puțin să-i dea fostei soacre nepoata, chiar și pentru o vreme. Inesa a trebuit să învețe să trăiască singură. A muncit, doar pentru a evita să stea acasă. Dar compania și-a schimbat directorii. Noul director a angajat o nouă echipă. I-a trimis pe toți pensionarii într-o binemeritată vacanță. A devenit foarte dificil să fie singură între patru pereți. În ciuda tuturor eforturilor, sănătatea Inesei s-a deteriorat. Tensiunea arterială a început să crească. A fost nevoită chiar să cheme o ambulanță. Atunci s-a speriat. Putea să moară și nimeni nu ar fi observat. Auzise de multe astfel de cazuri. O persoană se întinde să tragă un pui de somn și nu se mai trezește. S-a gândit mult și bine, cântărind totul. A făcut un testament prin care și-a lăsat apartamentul nepoatei sale. Nu mai era nimeni altcineva. Și-a adunat documentele și a venit ea însă și la azilul de bătrâni. A cerut imediat o cameră separată. I-a fost greu să se obișnuiască cu ea. Timp de o săptămână, nu a părăsit camera ei, cu excepția meselor. Mergea doar până la sala de mese și se întorcea. Dar apoi a început să vină pe hol, la televizor, să socializeze cu oamenii. Oamenii erau toți diferiți, dar toți au ajuns aici din aceleași motive. Nu avea cine să aibă grijă de ei. Teama de a muri singuri, neînțelegeri cu copiii. Inesei îi lipsea apartamentul ei. Dar nimeni nu o aștepta acolo. Nu mai avea prieteni. Unul murise, iar celălalt suferea de demență. Așa că a făcut alegerea în favoarea azilului de bătrâni. Acasă, ea se urca pe pereți din cauza tăcerii. Televizorul funcționa non-stop, chiar și noaptea, doar pentru a nu simți atât de acut singurătatea. Își dorea să fie aici,
printre oameni. Și totuși, nu știa unde să se ascundă de atenția nedorită. Pierdută în amintirile ei, nu observase cum adormise. Se trezise târziu, aproape că pierduse micul dejun. S-a împrospătat și s-a dus în sala de mese. Aproape toată lumea terminase deja micul dejun. Câțiva întârziați, ca și ea, își terminau terciul. La masa alăturată, stătea un bărbat cam de vârsta ei. Mânca cu reticență, îi lua mult timp să mestece terciul cu pâine, uitându-se în față. Era îmbrăcat decent, bine îngrijit. Nu-l mai văzuse până atunci în sufragerie. Poate că pur și simplu nu-l observase. Înainte, nu se uitase în jur, doar mâncase, cu ochii ațintiți asupra farfuriei. Bărbatul i-a simțit privirea și a întors capul. Inesa s-a gândit că fața lui îi părea cunoscută. A dat din cap spre el, pentru orice eventualitate. Bărbatul s-a întors cu indiferență, uitându-se din nou la același loc. Sau se înșelase ea? Există o mulțime de oameni care seamănă între ei. Nu este potrivit să te holbezi la un străin. Dar Inesa a continuat să se uite la el. Terciul fad nu-i deschidea apetitul. Inesa a mai mâncat două linguri, a băut o jumătate de pahar de ceai rece și s-a ridicat de la masă. Orice femeie, chiar și la o vârstă înaintată, poate simți când ochii sunt ațintiți asupra ei. În timp ce ieșea din sufragerie, știa că bărbatul o privea în spate. Nu-l putea numi bătrân. Avea un aspect dureros de intelectual, îngrijit. Dintr-o neastâmpăr brusc, Inesa și-a legănat șoldurile. Nu la fel de îndrăzneț ca în tinerețea ei, dar totuși. Abia și-a reținut un râs. Am trecut cu mult de 70 de ani și iată-mă aici, încercând să-mi mișc fundul ca o fată. Într-un azil de bătrâni. Toată ziua, Inesa a încercat să-și amintească unde îi mai văzuse chipul. În ultima vreme, memoria o dezamăgise adesea. Acesta era un alt motiv pentru care se mutase aici. Se ducea la magazin și uita să oprească gazul sub o oală. Odată, vecinii au chemat chiar și serviciile de urgență. Din fericire, s-a întors acasă la timp. Nu a fost nevoie să spargă ușa. A fost foarte jenant. Își putea aminti câte un detaliu din trecutul îndepărtat și uita de ce venise la magazin. Își răsturna apartamentul cu susul în jos în căutarea unui obiect sau document important. Înainte de prânz, s-a hotărât să stea pe hol și să discute cu cineva. Bărbatul stătea pe canapea, aceeași din sufragerie, privind în față. Inesa s-a așezat la celălalt capăt al canapelei, sprijinindu-se pe spate. Canapeaua nu era lată, doar o persoană slabă putea sta între ei. Se putea spune că stăteau unul lângă altul. Pur și simplu nu mă pot obișnui să trăiesc aici. Și dorm prost. E prea liniște, ca în pădure, a spus ea, ca și cum ar fi reflectat cu voce tare. Trebuie să încep să mă familiarizez cu ceva. Bărbatul a rămas tăcut, ca și cum nu ar fi auzit-o. Ea începea să creadă că nu va răspunde niciodată când, în sfârșit, el a vorbit. Într-adevăr, locuim aproape în pădure. Și sunteți aici de mult timp? A întrebat Inesa. Deja de un an, a răspuns el. Un an întreg. A exclamat ea. Și eu sunt aici doar de 3 săptămâni și pur și simplu nu mă pot obișnui cu asta. Mă gândesc să mă întorc acasă. O să te obișnuiești. Oamenii se obișnuiesc cu orice, chiar și cu închisoarea. Iar locul ăsta e ca un sanatoriu, a spus bărbatul. Inesa era bucuroasă că locuia la etajul 2, unde nu existau gratii la ferestre. Dar remarca bărbatului a supărat-o. Nu, m-am mutat aici de bună voie. Nu am pe nimeni, Inesa și-a strâns buzele în semn de ofensă. Și dumneavoastră? A întrebat ea. Am 2 fii și 4 nepoți. Fiul cel mic a divorțat de soția lui și s-a căsătorit cu o tânără. Nu am reușit să găsim un limbaj comun cu ea.
nu am așteptat să ne certăm. Am cerut să fiu plasat aici. Nu e nevoie de mine acolo, sunt o pacoste, i-a răspuns bărbatul. Acesta s-a prezentat ca fiind Mihai. Dar nici măcar numele nu a ajutat-o să-și amintească de el. Acum luau adesea prânzul împreună. Se plimbau în parc atunci când nu era vânt sau îngheț puternic. S-ar putea să ne fi întâlnit înainte. Nu te gândi la asta, dar fața ta îmi pare cunoscută, a spus Inesa. Mă îndoiesc. Sunt sigur că nu te-am văzut niciodată, a răspuns Mihai. Oamenii de știință spun că toată lumea de pe pământ are o sosie. Există mai multe tipuri de fețe în care se pot clasifica toți oamenii. Mihai a spus o poveste lungă și detaliată, iar Inesa a devenit din ce în ce mai convinsă că îl cunoaște. Aveți o fotografie cu dumneavoastră când erați tânăr. Simt că s-ar putea să ne cunoaștem, a întrebat ea cu prudență. Nu am obiceiul de a purta cu mine un album de familie, a răspuns el oarecum caustic, stârnind și mai mult interes în Inesa. Dar dacă nu-și putea aminti unde îl văzuse pe Mihai, își pierdea complet somnul și pofta de mâncare. În ultimele câteva zile, căzuse multă zăpadă. În timpul zilei, soarele își făcea apariția printre nori, înghețând totul. După micul dejun, cei mai mulți dintre rezidenții azilului au ieșit la plimbare. Inesa s-a plimbat și ea pe potecile curățate, fiind atentă la Mihai. Nu l-a găsit, s-a hotărât să meargă să afle ce s-a întâmplat. Mergând pe holul gol, a auzit o conversație aprinsă venind dinspre ușa ușor deschisă a lui Mihai. A înțeles că fiul său îl vizita. Era pe punctul de a pleca, fără să vrea să intervină, când l-a auzit pe Mihai strigând, nu mai ești fiul meu. Mama ta s-ar răsuce în mormânt dacă ar ști ce ai devenit. Ți-am lăsat totul ție, apartamentul, mașina. Dar nu-ți voi da niciun ban. Încearcă să-i câștigi singur. Pleacă și nu te mai întoarce niciodată la mine. Vocea lui a crăpat la sfârșit. Apoi, un bărbat înroșit a ieșit din cameră. A văzut-o pe Inesa la ușă și s-a holbat la ea. Și așa a amintit. Se întâmplase cu mult timp în urmă. Inesa rămăsese până târziu la serviciu, pregătind raportul anual. Pe atunci nu existau calculatoare. Tabelele și documentele contabile erau de mărimea unor așternuturi de pat. Nu voia să care un asemenea teanc de hârtie acasă. Așa că a rămas până târziu. Nu existau nici telefoane mobile. Nu-și putea suna soțul pentru a se întâlni cu ea. Credea că nimeni nu va fi interesat de ea, era căsătorită profund, fiul ei era mare, așa că nu se temea să meargă singură, târziu, în serile de iarnă. Zăpada scârțâia sub picioarele ei, nu toate felinarele erau aprinse. Pe o străduță întunecată, a auzit pași în spatele ei. Inesa s-a întors. Un tânăr înalt, cu o pălărie trasă peste ochi, o ajungea repede din urmă. Inesa a fugit fără să stea pe gânduri. Dar în curând a alunecat și a căzut, chiar sub un felinar luminat puternic. Bărbatul nu a lăsat-o să se ridice și i-a luat geanta. Nu avea rost să țipe. Chiar dacă cineva ar fi auzit-o, cu greu ar fi venit să o salveze. Așa că s-a agățat de geantă. În timpul luptei, pălăria bărbatului a căzut, iar Inesa i-a văzut fața. Ochii lui furioși și înfometați și cicatricea de pe sprânceana stângă s-au imprimat în memoria ei. Ochii lui îi bântuiau adesea visele. Tânărul a lovit-o pe Inesa cu pumnul în față, a luat geanta și a fugit. Soțul ei a îndemnat-o să meargă la poliție. Dar ei nu-l vor căuta, ci doar mă vor epuiza. Poate că nevoia l-a împins la jaf. Are nevoie de bani, mama lui e pe moarte. Aproape toată lumea umblă cu cicatric, argumentase Inesa. El a cedat, luând o promisiune de la soția lui că nu va mai sta până târziu la serviciu. Și apoi, fiul lor a murit într-un accident. Câteva luni mai târziu, soțul ei a murit. Ea a recunoscut acel ochi. Cicatricea de peste sprânceană.
Agitația din timpul discuției făcuse ca cicatricea să se înroșească, făcându-și mai vizibilă. Memoria este un lucru ciudat. Nu-ți poți aminti ceva important, dar ochii unui huligan rămân cu tine toată viața. Confuză, Inesa a rămas în fața ușii. Mihai a încercat să o închidă și a văzut-o. S-au uitat unul la celălalt câteva clipe lungi. Apoi ea i-a spus în ce împrejurări îl văzuse pe el sau, mai degrabă, pe fiul său. Semănau foarte mult. El nu a crezut-o, a numit-o bătrână nebună și i-a trântit ușa în nas. Dar în acea noapte, Mihai s-a îmbolnăvit. A fost luat de o ambulanță. A murit câteva zile mai târziu. În ciuda tuturor lucrurilor, ei îi părea rău pentru el. Nu Mihai fusese cel care îi furase geanta cu bani. Ea chiar se învinovățea pentru moartea lui. De ce spusese ea adevărul despre fiul său? A fost ultima picătură care a umplut paharul. Inima tatălui său nu a mai putut suporta. Inesa s-a gândit chiar să se întoarcă acasă. Uita de acest azil, unde ar putea întâlni pe cineva din trecut, mai ales un trecut neplăcut. Dar s-a gândit mai bine și a decis să rămână. E mai bine să mori printre oameni. Ei te vor găsi la timp, te vor ajuta, vor face totul așa cum trebuie făcut. Nu știi niciodată unde te vei întâlni cu agresorul tău. Dragi prieteni, aceasta este povestea. Și vă mulțumesc că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să dați like, dar și să dați click pe iconița clopoțelului pentru a fi anunțați de videoclipuri noi. Toate cele bune!